El 49 de ani, ea 18. O poveste de dragoste care s-a transformat într-o dramă. Pentru bărbatul care a fost părăsit de soția cu 31 de ani mai tânără. Dar care o iubește nespus pe Sofia, fiica de doar un an. Asta chiar dacă Sofia este posibil să nu fie fata lui. Povestea chiar acum. Mami tău a fugit cu laptele la locul ea. Bea cu poftă laptele din biberon și pare tare fericită. Ochii ei mari îți topesc pur și simplu inima cu inocența lor. Sofia a împlinit de curând un anișor, însă de mai bine de 11 luni. Doar tata Eugen îi veghează somnul. Te iubește, tată, enorm de mult te iubește, tată. Sofia e posibil să nu fie... Să nu fie fetița mea, soția a plecat de acasă, ea a plecat la un alt bărbat. El este tata Eugen, un bărbat de 49 de ani care trăiește doar pentru Sofia, îngerașul de doar un anișor cu ochii mari și verzi, care ți zâmbește când te vede, stă cu minte în brațele tatălui. Tată doar în acte, căci în realitate Eugen e posibil să nu fie părintele Sofiei, o spune chiar el. Cu sufletul îndurerat. Și asta pentru că soția lui, o fetișcană de 18 ani, l-ar fi trădat. Nu știu cu cine o fi rămas gravidă, nu sunt sigur că este fiica mea. Nu știe, așa cum nu-și poate explica nici de ce mai tânăra lui soție a plecat pur și simplu și i-a abandonat pe el și pe Sofia, fetița care pe atunci avea doar 2 săptămâni. Mamei cu 31 de ani mai tânără decât tata Eugen, nu i-ar fi păsat că fiica sa trebuia alăptată. Nu i-ar fi păsat că bărbatul de 49 de ani i-ar fi crescut și primul copil, pe care mama Andreea l-ar fi născut pe când avea doar 14 ani. Povestește tata Eugen, bărbatul pe chipul căruia se citește durerea, trădarea, dar care încearcă să fie puternic. Cei doi, mogâldeața de Sofia și părintele Eugen, locuiesc într-o casă modestă. Au 2 camere, iar lipsurile sunt multe, însă iubirea e mare. Căci tata Eugen și-ar da oricând viața pentru prichindelul de doar un anișor, fetiță care e posibil să nu fie sânge din sângele său. Este fetița mea, Sofia Maria, pe care o iubesc atât de mult, ori este tot ce am pe lumea asta. Pe ea o am, pe Sofia. Mă lupt până în pânzele albe, totuși să o țin alături de mine, că o iubesc foarte mult, nu pot să stau fără ea. Dacă mi-ar lua cineva, cred că... Nu știu, mi-aș face moarte. N-aș avea pentru ce să mai trăiesc. Am acceptat să o cresc singur dacă soția a plecat de acasă. Bărbatul rememorează clipa în care a cunoscut-o pe Andreea, mama Sofiei. Atunci, mama copilă avea doar 14 ani și era gravidă cu un alt bărbat, iar la scurt timp a dat naștere unui băiețel. Chiar dacă știa sigur că nu era copilul său, tata Eugen spune că l-a crescut cu drag pe cel mic. Dar, din păcate, copilașul a plecat în... ceruri. Era un copil față de mine și nu avea o educație bună. Mi-a fost milă de ea pentru că cineva a lăsat-o gravidă și am zis să o iau la mine și să-i dau o mână de ajutor. Băiețelul la 1 an și 8 luni a decedat. Băiețelul nu era al meu, dar l-am iubit foarte mult. Însă golul pe care băiețelul l-a lăsat în sufletul lui tata Eugen s-a umplut atunci când s-a născut Sofia. A fost o zi magică pentru bărbat. Iar gândul că o va crește singurel pe cea mică era departe de el. Însă acum... Mama lui Sofia m-a părăsit. Cum v-ați simțit dumneavoastră când ați văzut că soția dumneavoastră pleacă la altul? Că mi-a fost foarte greu. Sofia avea 2 săptămâni când a părăsit-o mama. Și cum? Nu iubește că a zis că nu este băiat. Am chemat-o și pe ea la botez și a refuzat să vină. Nu știu care a fost motivul. Iar dacă tânăra mămică n-ar fi vrut să asiste nici măcar la creștinarea fiicei, tata Eugen nu știe cum să-i facă viața mai frumoasă Sofiei, din puținul pe care l-are. Foarte multe nopți eu am plâns, pentru că stăteam și mă gândeam, nu știam ce să îi dau fetiței să mănânce. Nu știam de unde să mă fac de bani să iau lapte praf. Soția mea, când a plecat de acasă, ea alăpta. Fetița, dacă eu nu eram priceput, fetița risca să moară oricând. Spuneți că multe zile a stat pur și simplu flămând. Da, într-adevăr că am stat flămând, pentru că și astăzi nu am mâncat absolut nimic. Pentru că trebuie să țin banii necesari, alocația de 2 milioane care am luat-o, trebuie să țin banii pentru ea să-i cumpăr. Să-i cumpăr cartofi. Acum,
Singura care îi dă putere să lupte e Sofia, îngerașul cu ochii verzi, care reușește să-l facă pe tata Eugen, bărbatul de 49 de ani, să zâmbească. Când ați fost ultima dată fericit? Eu am fost fericit când s-a născut fiica mea, Sofia, și când i-am pus numele pe certificat. Atunci am fost cel mai fericit om. Când Sofia mi-a zis prima dată tata, m-am simțit foarte bucuros și foarte mândru de ea și am văzut că am pe cine să cresc și am un copil minunat. Ați vrea să aflați dacă Sofia este într-adevăr fiica dumneavoastră? Da, aș vrea foarte mult. Ce spune însă mama Andreea, cuibărită în brațele amantului? O să vedeți mai târziu în exclusivitate la Acces Direct. Despre povestea acestei fetițe de doar un anișor o să vorbim cu invitații noștri de astăzi. Ni s-a alăturat și Adrian Niculescu, speaker motivațional. Bună seara, Bună seara. Bună seara. Iar acum îl chemăm în platou pe Eugen Manda, tatăl de 49 de ani care crește singur un copil. Vine alături de fetița părăsită de mama ei, Sofia. Bună seara, să rămână. Vai, să rămână încă o dată, bună seara. Bună seara. Sofia, tu ești foarte frumoasă, mama. Ești numai ochi. Domnul Manda, aveți o fetiță minunată. Da, 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 am o fetiță minunată pentru că m-am chipzuit să pot să o cresc. Deci am învățat-o să nu plângă, să fie cu minte. Acum să știți că copiii mai plâng și nu mai e... Mai plâng. E bine să plângă, dar... să descarcă, e modalitatea lor de a se descărca, pentru că ei nu pot să vorbească, să ne spună normal, ce... Normal, și ne arată prin plâns. Dar sunt convinsă că e o fetiță foarte veselă. Am stat alături de ea minut de minut ca să nu plângă, ca să nu se întâmple ceva, să nu... Copilul când e mic, bagă, mai ales acum, bagă orice în gură, în guriță. Da, trebuie supravegheată cu... Trebuie supravegheată, bineînțeles. Atenție. Da, de câtă vreme sunteți doar dumneavoastră cu Sofia? Cu fetița? Da. Cu fetița sunt normal de la 2 săptămâni, dar de la prima zi de naștere, că doar la mine, eu am scos-o din spital, la mine a crescut, la mine a rămas, da. Mama, pe numele mama cui este fetița? Poftim? Pe numele cui este fetița? Fetița este pe numele meu. E fetița dumneavoastră. Da, asta înseamnă da. Că e fetița dumneavoastră, da. Fără niciun dubiu. Da. Și dacă o și iubiți... Păi, trebuia să fac ceva pentru ea, că acum dacă da. Era... Mama ei de la 2 săptămâni n-a mai venit să o vadă? Nu, n-a venit absolut deloc. Absolut deloc n-a venit. Nu și-a dorit copilul sau de ce? Nu știu dacă și l-a dorit sau nu și l-a dorit, că doar ea a ținut-o în burtică. Nu am ținut-o eu, dar... Nu știu care a fost motivul ei, că ea pe 4 decembrie a fugit cu un frate de-al ei de acasă. Și mi-a spus mie și lui mama soacră, cum devine acum, cum i-a devenit lui mama soacră, că ea se duce până la toaletă. Și ea n-a mai fost la toaletă. Am ieșit-o pe afară, m-am uitat, nu e la toaletă. M-am dus în casă, i-am spus lui mama soacră, i-am spus că Andreea, unde este, că nu e la toaletă. N-am știut absolut nimic de ea, cu cine a plecat, ce a făcut. Da, stați un pic. Când v-ați căsătorit cu Andreea? Păi m-am căsătorit în 2016, în 2016, când am împlinit ea 16 ani. Da, domnul Manda, acum noastră sunteți un bărbat de 49 de ani. Da. Ce v-a trebuit nevastă de 15-16 ani? Nu mi-a trebuit... Aberant. Deci, da, aveți dreptate aici. Deci nu mi-a trebuit nevastă la 15-16 ani, pentru că eu nu am fost nu eram sigur că o să mă căsătoresc cu ea. Dar problema a fost că i-a dat naștere la un băiețel și... Ați vrut să o ajutați. Și am vrut să o ajut pe acel băiețel. Să rămâneți cu ea după asta. Da, și am zis că dacă... eu puteam și... Cum să vă explic eu dumneavoastră? Și băiețelul puteam să-l trec pe numele meu. Dar nu l-am trecut pentru că nu știam cine e tatăl copilului și dacă tatăl copilului să-i vrea vreodată... Dar stați un pic, domn Manda. Că una e să vrei să ajuți un om și să faci, nu știu, să-l ajuți și financiar și cum vreți dumneavoastră, dar... Totuși, nu iei o femeie, o fată de 15 ani și o aduce acasă și o pui acolo ca pe femeia ta doar sub pretextul că vrei să o ajuți. O ajută. Că puteați să o ajuta și ea fi la mama ei. La mama ei ce s-a întâmplat? Am aici documentul, a venit ordonanță precedențială de la Râmnicu Vâlcea, de la protecția copilului, să ia copilul în plasament la ei acasă. Că aveau mizerie, n-aveau curățenie, n-aveau nimic, deci stăteau foarte rău. Și atunci... Merge de abușela? Poftim? Merge de abușela? Da, merge. Lăsați-o dacă vrea. Lăsați-o că... Ia.
Și eu... A vomitat un pic. Hai să aducem un șervețel. Nu-i nimic, Sofia. Cred că ar trebui dezbrăcată, e și foarte cald. Și când da. Iasă afară, poate să răcească. Hai să aducem un șervețel. A băut mai multă apă. Ușor, cam ușor. Că ea transpiră și... Da, și e îmbrăcat un pic cam gros, că i-a zis plovărașul ăsta... Nu, 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 nu ștergeți cu căciulița. Hai, Paula! Nu, e, nu, e Bambi, e Bambi. Gata, tati, gata, gata. Nu s-a întâmplat nimic. Nu, nu, uite. Gata. Gata, tati, gata. A băut puțin apă și... Stă și cu altcineva sau doar cu dumneavoastră? Gata, tati, gata. Adică dacă o iau colegii noștri să se joace cu ea... Nu stă fără mine. Nu stă? Nu, nu. Bine, gata, puiu, nu s-a întâmplat nimic. Hai să-i aducem o jucărie. Lasă șervețelele acolo. Hai să așa. Ai, copiilor le plac șervețele. Da. Hai să-i aducem Sofie o jucărie și o să se mize. S-a speriat, da, nu-i nicio problemă. Puteți să-mi spuneți cu ce sumă de bani întrețineți fetița? Și... Cu ce sumă de bani întrețineți fetița? Poftim? Cu ce sumă de bani o întrețineți? Am făcut un ajutor social de 2 milioane jumate, complementar și alocația fetei. Deci 5 milioane 600. Dar înainte să se nască ați avut un loc de muncă? Da, înainte să nască, când era cu băiatul, lucram la turnul Severin, la canalizări. Aveam servici, da, în 2016 lucram. Hai să... Hai...